Mulțumim părintele Iustin pentru că ne-a făcut o bucurie extraordinară să vină în mijlocul nostru. Eu îl cunosc pe părintele de când eram așa și cu ajutorul lui Dumnezeu sper să-l cunosc și când o să fiu așa. Sau tot așa. Mulți se întreabă ce este acest OTB, cu ce ne ocupăm. Aș vrea să vă răspund în 2-3 propoziții. Suntem o organizație laică, formată din câțiva tineri, care vrem să păstrăm valorile creștine și culturale și aici, în inima capitalei. Noi ne dorim așa să ne cunoaștem cât mai mulți, să formăm o familie. Asta a fost de la început scopul nostru. Ne dorim să organizăm excursii, tabere, vom face acțiuni de voluntariat și de asemenea vrem să cunoaștem România împreună. Deci pe viitor cu siguranță vom organiza multe evenimente. Dacă doriți să rămâneți la curent cu acțiunile noastre, puteți da like paginii noastre de Facebook, OTB, Organizația Tinerilor din București. Acolo vom posta toate noutățile. De asemenea, dacă doriți să intrați în asociația noastră, cu drag vă primim. La sfârșit putem sta, putem să vorbim, ne putem împrieteni. De asemenea, revenind la seara aceasta, vom avea oportunitatea să purtăm o discuție liberă cu părintele Iustin de la OAŞA. Puteți pune întrebări. Ideal ar fi să întrebați prin viu graj, să vă ridicați, să puneți întrebarea. Dar dacă nu, avem în sală câțiva băieți care vor avea niște bilete. Și se vor plimba cu bilețele pe la fiecare dintre voi. Puteți să scrieți orice nelămurire, întrebare și în limita timpului părintele ne va răspunde. Mulțumesc! Prima întrebare o să fie din partea mea. Aș dori să ne spuneți care este legătura dintre patriotism, adică păstrarea tradițiilor românești și credința noastră ortodoxă. Cum putem să le îmbinăm? Care este diferența? Înainte de a răspunde la această întrebare, vreau să vă mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat, că ați insistat. Pe mine mă încălzește foarte mult orice implicare, orice inițiativă a laicilor în biserică. Și nu numai în biserică, și în cultură, și în istorie, și în orice. Cred, din toată ființa mea, în rostul, în implicarea și în valoarea implicării laicilor în biserică. Prea înțelegem prin biserică doar cler. Biserica suntem toți. Și toți și toate. Și ca să fie treaba bună, trebuie cu toții să ne asumăm. La toate capitolele. Uite, chiar un subiect așa care de virus mediatic, care circulă foarte mult acum cu preoții, dacă au mașini sau nu au mașini, sau nu știu ce. Nu știu ce căruțe trebuie să aibă ca să nu-ți mintească și tot felul. Dar mă gândesc că e valabil și la voi, dacă așa se pune problema. Deci că suntem cu toți, nu în biserică. Nu, preoții trebuie să umble mașini proaste, deci credincioșii, nu? Hai toți atunci dacă e. Dar ei nu umblă, că nu sunt bogați preoții, să știți. Nu sunt bogat. Dacă e vreunul care chiar ține să aibă o mașină bună. Eu unul, dacă eram preot de mir,
nu umblam chiar cu orice mașină. Am făcut liceu de mecanic auto și mi-au plăcut mașinile dintotdeauna și... Da, știu, umbla cu orice jaf. Asta, ui, putea să se toți mintească, toți reporterii și interesa pe mine. Știți? Vreau să zic că tot ce privește pe preoți ne privește pe toți. De fapt. Și trebuie să facem nimic. Și nu trebuie să ne izolăm noi credincioșii de societate, ci din potrivă. Să dăm mână cu ceilalți, să facem echipă cu instituțiile culturale de învățământ, toți. Toți. Nu s-a rugat Domnul Hristos ca toți să fie una înainte de a fi răstignit. Trebuie să fim toți una. Învățământul religios, cu învățământul laic, biserica și cultura. Și cu toții să dăm mâna și să formăm un întreg și să ne mobilizăm, să ne ridicăm țara noastră. De asta vă ziceam că mă impresionează orice mișcare laică care merge într-o direcție tare. În societate, respectiv credință, cultură și așa mai departe. Și mă bucur de, și de această asociație laică, cunosc mult mai multe și colaborăm noi ca și mănăstire cu multe asociații laice, pe lângă cele religioase, bisericești, pe care sunt. Și este foarte bine. Este destul de neglijată și cultura. Nu numai credința. Și este nevoie de implicare din partea noastră pentru a ne promova, a ne salva, a ne pune în evidență. Și merg foarte, foarte bine împreună cultura și credința. Acum te rog să repeți întrebarea. Care este legătura dintre patriotism, adică păstrarea tradițiilor românești, și credința noastră ortodoxă? Nu. Unde se îmbină, care sunt diferențele? Zicea Nicolae Paulescu că naționalul este natural. Naționalul nostru este naturalul nostru. Părintele Stăniloae spunea că nu există umanitate pură, ci toată umanitatea este colorată național, adică este turnată în matrici naționale. Și acestea formează, aceste matrici formează popoarele care sunt, nu sunt altceva decât diferite forme ale naturalului uman. Ori a fi patriotic, acum se evită să zici naționalist, pentru că deja se înțelege altceva. Dar nu neapărat este altceva. A fi naționalist înseamnă să ține la naționalul tău, la naturalul tău, a ți-l recunoaște și a ține la el. E ceva cât se poate de legitim și de normal. Toate popoarele fac așa. Toți sunt patrioți în Europa. Ia uitați-vă, mergeți în Franța și vedeți. Mergeți în Germania și vedeți. În orice altă țară din Europa, mergeți și vedeți că sunt patrioți. Adică naționaliști. Cam același lucru. Da. Și atunci, a nu fi patriot, înseamnă a nu recunoaște naturalul, ceea ce e foarte grav. A nu ține la natural. Pe biserica ce face? Transfigurează acest natural. Nu produce naturalul biserica, ci îl transfigurează. Naturalul, la întâlnire cu supranaturalul, produce sfinții și produce valori extraordinare. Adică naturalul fecundat de supranatural iese o sursă nemaipomenită de valori. Uitați-vă la sfinți. Sfântul Ocrotitorul Bucureștiului, Sfântul Dimitrie Basarabou. Ce a fost Sfântul Dimitrie Basarabou? Văcar. Atât a fost. Și a mers la mănăstire după aceea. Și a ajuns luminătorul Bucureștiului, se închină la el academicienii Bucureștiului și toată spuma, puterea Bucureștiului se închină la cine? Domnul Văcar. Păi cum e posibil așa ceva? Păi iată
ce a ajuns acel văcar fecundat, pătruns de Duhul lui Dumnezeu. Extraordinar de mult l-a ridicat. Și pe bună dreptate se închină cu toții la el. Că merită, este ocrotitor, are toată puterea. Dar ca să vedeți, până unde te ridică și că doar în început al ridicării. Ei, vă spuneam că biserica nu produce naturalul, doar îl sfințește, îl lucrează. Că dacă noi nu ne recunoaștem naturalul, atunci suntem fără obiect. Ce sfințim? Ce transfigurăm? Ce înălțăm? Dacă noi nu ne recunoaștem naturalul nostru. Sau naturalul altora, bineînțeles. Dar câtă vreme nu-ți iubești naturalul tău, nu-l recunoști, nu-l cunoști, nu-l iubești nici pe-al altul. Ca să ajungi să poți să iubești alte popoare și alte etnii, trebuie să, în primul rând, să te iubești ca ta. Iubirea de străin vine din iubirea de casnicii tăi. Dacă tu nu ții la familia ta, o să-mi spui mie că iubești pe alții, alte familii, dacă pe-a ta nu iubești, nu se pune curat. Așa, atunci este firesc să fim patrioți. E ceva natural. E ceva normal. Ține de normalitatea asta să fim patrioți. E anormal să nu fim patrioți. Să nu ne recunoaștem starea noastră, valorile noastre, să nu ni le promovăm, să nu ni le iubim. Însă, noi parcă acum avem o frică în a ne iubi. Și pe noi, și pe alții, și valorile noastre. Parcă am fost prea de multe ori dezamăgiți în iubire, în dragoste. Și ne punem la adăpost față de iubirea altora. Decât să mă complic cu tare și cu tare, mai bine stau liniștit și iubesc ceva acolo în jurul meu și gata. Și nu am prunat. Ceea ce nu-i corect. Într-adevăr, au avut de suferit cu toții și apostolii și alți mărturisitori din cauza iubirii mărturisite. Dar merită orice preț. Și până la urmă, nu poți să nu-ți mărturisești dragostea. Nu poți să nu-ți mărturisești credința. Credința nemărturisită nu există. Deci, zicea Părinte Teofil de la Sâmba, dacă atâta credință ai, câtă manifesti. Nu o manifesti, o ai doar pentru tine și așa. Iluzie. Se cheamă iluzie. Nu este adevărat. Dar ne zice mai clar și mai direct Sfântul Apostol Iacob. Că credința fără fapte este moarte. Ce sunt faptele credinței? Sunt manifestarea credinței, da? Și aia care nu are fapte, care nu are manifestări, este moartă. Nu este vie. Cam asta, cam așa, întrebarea asta voastră. Bun, patriotism, am înțeles. Dar ce se întâmplă sau ce facem cu falsul, așa aș zice eu, falsul patriotism? Ceea ce în zilele noastre, de exemplu, astea cu 100 de ani la 1000 și așa, fluturăm stegulețe, mici, bere și așa mai departe. Deci eu cred că ne disturbă oarecum și peisajul ăsta de pe fundal. Sau, nu știu, cum ne-am raportat noi ca și da. Care încercăm să trăim patriotismul. Sau nu știu da. Cum se trăiește patriotismul, da. Să trăim patriotismul. Manifestările astea, în băutură și toate astea, nici măcar fals patriotism. Nu-i deloc, e altceva. Pur și simplu, nu are rost să le alăturăm astea. Și nu trebuie să ne speriem acum, pentru că avem o teamă în noi de a ne recunoaște, de a ne promova valorile. Parcă ți-e frică, imediat ești făcut naționalist, ești făcut șovin, ești făcut nu știu ce. Parcă te ia groază, avem rezerve în asta, pentru că sunt cu ochii pe noi. Cum? Sunt cu ochii în lumea democratică pe majorități etnice, culturale, religioase, sunt lovite și restricționate în permanent. Așa suntem și noi. Dar nu trebuie să intrăm în logica răului și nu trebuie să intrăm într-o logică din asta a fricii.
Atunci când, când ai o prietenă, să zicem, și ții la ea și o iubești, păi mai tot vii tu că, ce zic vecini, mi-e frică să iubesc, că nu mai, nu te mai prea interesează, de știi ce vrei și te duci în direcția aia, da? E așa și aici. Avem cumva rezervă pentru că nu iubim cu adevărat. Dar când ajunge să iubim cu adevărat, nu ne mai temem de nimic acolo. Și nu, nu trebuie să ne fie frică de nimic. Însă, vorbeam aici și de cultură, că e vorba de a, de a ne promova valorile culturale prin asociații laice. Ne trebuie și o oarecare cultură. Că chiar să punem mâna pe carte. Uite, a fost ziua noastră națională. Hai să, de curiozitate pentru mine, să înțeleg ce-a fost, cum a fost. Cât pot eu să, să accesez din adevărul istoric, pentru că e foarte greu de găsit adevărul istoric. Nu e ca la biserică, cu totul pe față. Nu, ideologizări și așa mai departe, foarte, foarte greu. Dar măcar, cât de cât, niște idei varse, tot, tot să-mi fac și acolo. Despre ce au fost. E, trebuie să și cunoaștem ca să, ca să iubim. Iubind, creștem în cunoaștere. Pe care iubirea are și funcții cognitive. Dar și ca să iubești, trebuie să cunoști. Vedeți? Ei, să încercăm prima dată să ne cunoaștem valorile noastre și mai departe, să ne asumăm. Oricum, nu prea... Eu nu sunt de acord, vă spun sincer, nici n-am participat vreodată la manifestări ale românismului în Secuime, spre exemplu. Unde sunt foarte mulți unguri și să merge acolo să defilez, numai ca să-i sâcă-i pe aia. Ei, nu, asta e rostul. Într-adevăr că trebuie încurajat și ai noștri de acolo și să nu, să nu le fie frică și că maghiarizarea este un proces continuu. Și m-aș bucura să rețineți treaba asta. Maghiarizarea nu a fost numai cândva în istorie. A fost și ieri, este și azi, și mâine, și este continuu. În continuu acolo oamenii trec la un... Se fac presiuni peste ei acolo, sunt excluși. Nu merge nimeni să spună adevărurile de pe acolo, dacă am face noi ar ști absolut toată planeta, dacă am, am face cât de cât ceva împotriva, dar dacă fac ei nu, că sunt minoritari și minoritățile sunt protejate. Știți? De altceva, dar totuși să ne ajutăm pe ai noștri, dar în limitele bunului simț și în limitele valorii, până la urmă, că nu avem voie să fim pătimași, să fim răi. Uitați, noi ținem și noi la neamul nostru și la valorile noastre, și așa mai departe. Dar totodată ținem și la unguri. Pe noi nu ne deranjează, vorbesc de noi cei de la Oașa, că se manifestă, își manifestă ungurii tradițiile și valorile. Foarte bine. Sunt ale lor, suntem frați. Ce plăie? La noi s-au și botezat mulți unguri la ortodoxie. Păi de ce? În primul rând pentru că sunt iubiți. Pentru că au descoperit că sunt iubiți. Că avem un părinte, părintele Iosif, la noi la mănăstire, care e din Sălaj de loc. Și când am venit la mănăstire, am aflat printre altele că știe ungurește. Și atunci am dat ascultare. Zic, uite, în fiecare zi, o jumătate de oră, înveți limba maghiară. Sunt unecat. Și au zis, vorbiți serios? Da. Și m-am luat cu pui să, să învețe limba vrăjmașului. Și da, frate, vezi limba maghiară. Păi de ce să nu învăț altă limbă? De ce tot limba ungurească să învăț? Păi și nu știți câte ne-au făcut în istorie, așa mai departe. Și ce dacă învăță? Trebuie să le răspunde cu dragoste. Trebuie să le răspunde cu superioritate. Oricum ce-au făcut ei, rele și așa mai departe, nu i-au caracterizat. Au valoarea lor și ei. Au calitățile lor pe care trebuie să le recunoaștem. Ei, până la urmă, nu știu dacă l-am convins, mai mult l-am învins, dar au învățat. Au învățat și învață, așa cum a citește Dostoevski în ungurește.
Ei, deja l-am pus că au ajuns, v-am zis, destul de mulți unguri care s-au botezat la ortodoxie și sunt într-o legătură cu noi. Și atunci eu îl pun ca să mai vorbească cu ei, să-i sune, să țină legătura cu ei, pentru a face exerciții de limba maghiară, să vorbească, că nu are cu cine vorbi la noi acolo, că mai știe. Dar și pentru a ajuta în credință pe ceilalți. Extraordinar de bine se simt. Nici nu vă puteți da seama. Nu vă puteți da seama ce înseamnă pentru ei să vadă că noi ca și călugări ținem la limba lor și ne străduim să le învățăm limba. Ca să putem comunica mai bine, ca să putem fi una cu ei. Și în ortodoxie te întâlnești cu adevărat și ortodoxia e adevărata comunitate și ea-ți asigură adevărata comuniune. Ortodoxia. Acolo, aici, suntem cu adevărat frați toți. Avem o relație cu o mănăstire de ortodoxi nemți în Germania. Am ajuns, plecând tot de la limbi străine, în legătură cu ei, prin Părinte Pantelimon. Veneau doi tineri de la noi, din Germania, un băiaș și o fată, erau prieteni, veneau pe la oș. Păi de poate nu știe germană, ține legătură cu ei, vorbea cu ei. Ei au tot venit în cursul anilor, le-a plăcut tot mai mult, au început să cunoască ortodoxia tot mai mult și s-au hotărât să treacă la ortodoxie. Amândoi. Bun. Au trecut la ortodoxie în Germania. După care s-au hotărât să treacă, să se facă călugări amândoi. Ea a mers la Ormilia și el a găsit o mănăstire de nemți ortodox. Mai spre nord, către Hanover, acolo pe urmă. Buchhagen, ne zice, la mănăstire. Și acest tânăr, pe urmă, i-au adus pe obștea de acolo, la Oașa, să vadă mănăstirea prin care au ajuns ei la ortodoxie. Nu venea să cred, când vorbeam cu părinții aceia nemți, că sunt nemți. Deci, nu mai era nicio barieră. Nu-ți vine să crezi. Aveai impresia că erau români, dar, bineînțeles, mai dezvoltați. Dar nu simțeai ca altceva. Deci nu simțeai că sunt străini. Deci că suntem frați cu adevărat. Atunci să vezi pe teren, în concret, puterea ortodoxiei. Nicio altă comunitate internațională, națională, de niciun fel, nu poate să realizeze unitatea asta între popoare, între etnii pe care o realizează ortodoxia. Nu? Încercați să cunoașteți. Am cunoscut toată, eu sunt ardelean și acolo ai în codul genetic ceva cu ungurii. Deci. Eu vă zic sincer, de copil, când am început să gândesc, să vorbesc, să aud un altă cuvinte, deja mi-amintesc clar asta, de când eram mic, când am auzit prima dată cuvântul ungur, fără să te știu ce îi, că-i pasăre, că-i pom, sau că ce înseamnă ungur, de fapt, s-a trezit în mine așa o încordare, așa, ca și cum aș fi în față cu ursul. Asta a venit din gene, clar. Ei, și la începutul nostru la Oașa, că suntem din 2000 la Oașa, au venit câteva familii de ortodoxi unguri din Ungaria. Păi și nu ne pot să-i uit pe aia niciodată așa unguri frumoși și luminoși. Nu venea să cred. Păi eu aveam părerele mele despre unguri. Stoane, nu e adevărat. Cum pot? Pot să fie așa? Să putem să ne simțim așa cu toată ființa noastră și să nu mai fie nicio barieră și niciun rest între noi? Se poate? Da, frate, se poate. Prin ortodoxie. Nu știu altă credință mai superioară ortodoxiei, atunci nu știu alte formule religioase care se poată mai mult. Da, deci aceasta este calea. Calea către ceilalți trece prin calea către noi. Sau mai exact,
dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, cum spuneam când de Teofil, mai întâi te vei întâlni cu tine. Deci nu te întâlnești cu tine. După întâlnirea cu tine și cu Dumnezeu, urmează întâlnirea cu celălalt. Deci nu se poate altfel. Și cumva de credință, să știți că atârnă totul, și bineînțeles prin credință ne apropiem de Dumnezeu, și cumva calitatea relației tale cu Dumnezeu determină calitatea restului relațiilor, tuturor celorlalte relații. Adică, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, n-ai nicio treabă nici cu aproapele, nici român, nici aromân, nici altceva. Că dacă vrei să ajungi la celălalt, caută-l pe Dumnezeu. Nu se poate. Știți, de la Ava Dorotei, parcă de... pe localie, cum îl asemna el pe Dumnezeu cu un punct și toate razele care merg în punctul ăla sunt căile noastre. Mergem către Dumnezeu. Numai că mergând pe o rază către acel punct, către centru, automat se apropie razele între ele. Adică mergând, apropiindu-te de Dumnezeu, te apropii și de semn. Îndepărtându-te de Dumnezeu, te îndepărtezi de razele și de semn. Deci cam așa stau lucrurile. Nu... V-am zis, ai un Dumnezeu abstract, teoretic, un idol, de fapt, care zici tu că crezi că ai Dumnezeu, nu-l ai. Bun. Dar cum îți este relația cu Dumnezeu tău, așa îți este relația și cu aproape. Tot așa, nu iubești pe oameni, fii liniște. Societățile astea ateie, laice, de toate felurile, care sunt superioare, sunt așa, dar nu sunt religioase, nu. Nu. Cât sunt religioase, atâta sunt și devaloroase în plan uman. E, cât sunt pe verticală, așa sunt și pe orizontală. Nu. Nu. Vedeți. Pare așa, dar în spate nu e așa. Nu e așa. Nu. Nu ce pare. Deci, v-am zis, dacă vreți să știți ce vorba despre un popor, despre oameni, uitați-vă la credința vie pe care o au. Nu au. N-au legătură cu Dumnezeu. Să aveți rezerve, frate. Rezerve cât în cap. Pentru că în spate este putregat. Am cunoscut și oameni de afaceri care au avut legături cu străinii și când au văzut străinii, că străinii au bun și civilizați și când au văzut că se ridică, i-au sabotat și i-au vândut animale virusate și tot felul, numai ca să nu se ridice. Păi de ce? Că-i lumea așa, nu. Cât e în Dumnezeu, cât e pe verticală, atât și pe orizontul. Direct proporțional. Eu la întrebări, iartă-mă, prefer cele scrise, pentru că din experiența care o am în dialoguri, știu că sunt unii care monopolizează discuțiile și foarte greu să mai ieși de acolo și să-i mai oprești și așa. Așa că eu prefer să le scriu. Dacă suntem în perioada colindelor, sunt multe colinde care nu se referă explicit la Crăciun. Nu au versurile legate de nașterea Domnului. Și, deci care este totuși legătura lor? Au fost, poate sunt colinde strămoșești, dar unde nu se regăsește nici măcar un termen legat de nașterea lui Hristos sau... care este totuși legătura? Sărbătoare. Iarăși ajungem la cultură, deci... Și în materie de colinzi. Trebuie să avem o cultură. Spunem una pe carte și acolo. Vedeți că sunt colinzi tematice, deci pe diferite teme. Și într-adevăr sunt și colinzi care nu au conținut duhovnicesc. Dar trebuie să știți că erau colinzile mai vechi la noi decât duhovnicia. Adică sunt mai vechi decât ortodoxia pe pământul nostru. Și daci aveau colinzi. Atunci, sunt și colinzi foarte vechi, cu alt caracter. Apoi, erau toate una înainte. Nu s-au separat. Acum sunt separate lucrurile. Dar înainte nu erau așa.
adică făceau hram. Cum sunt rugile, în Banat se mai păstrează și în alte părți. Da, era hramul, de începeau cu joc în curtea bisericii. Și nu pângăreau biserica și curtea bisericii, nu, era manifestare naturală, firească lor. Asta, prin joc. Nu erau excluse. Erau totul întreg. Ei, și la colinzi. Erau colinzi și de pe țip. Erau pe hotare pe acolo, cu oile noștri, erau plecați. Se târneau și ei iarna, când adunau oile și de sărbători și mai departe. Ieși pe țeau atunci. Se întâlneau și mai făceau și câte un joc acolo la gazdă. Era duhovnicesc, joc. Dar îl făceau. Așa, atâta e și viața lor naturală, cumva, în colins. Și noi nu trebuie să fim excluși și zviști. Exact cum spunea Părinte Teofil, de multe ori mie mi-a spus treaba asta, vorba asta, dragă, nu trebuie să fim excluși și zviști. Adică noi nu trebuie să avem un exclusivism duhovnicesc. Adică, domnule, dacă sunt cu biserica, sunt duhovnicesc și s-o terminat cu restul. Cultura e duhovnicească, noi o șternem de pe restul. Numai Duhul, numai Harul. Păi nu așa, fraților, că nu suntem numai Duh. Suntem și trup, trăim și într-o lume naturală. Trebuie să abordăm toate. Deci noi, în relația care avem noi cu tinerii care vin la noi și o parte sunteți și voi aici, noi încercăm mult să salvăm naturalul. Dacă nu înseamnă că dacă ești credincios, nu mai mergi la schi. Nu mai poți să patinezi, să zicem, nu la figurat, să patinezi. Numai că nu poți sau să nu faci un sport. Vă zic că insist ca duhovnic mult mai mult pe sport decât pe metanii. Metanii sunt o rugăciune, au parte domnicească. Dar își are rolul lui sport, mai ales că nu se mai face atâta muncă fizică cum se făcea mai de mult. Și vorba și de o cultură a trupului să ai aici. Știți cum zicea Părinte Arsenie Voca? Că să ai grijă de trup, ca și când ar trebui să mori peste 1000 de ani, și să ai grijă de suflet, ca și când ar trebui să mori mâine. Dar de trup, ca și când ar trebui să trăiești 1000 de ani, nu în sens pătimaș. Ca să-ți faci toate poftele, că atunci nu trăiești. Deci, în sens bun. Ei, asta trebuie să păstrăm și noi, să ne păstrăm naturalul, firescul. Deci, nu înseamnă că să fim strâng domnicești. Foarte bine să fim cât mai duhovnicești, nimeni nu zice, dar uite, aveți de făcut școli, universități, păi nu sunt duhovnicești, pe ce fac? Nu mai fac școală, nu mai am o meserie, nu mai am o profesie, nu mai sunt bun acolo, pentru că eu sunt duhovnicesc. Așa, frate. Părinte Teofil, când eram noi studenți, ne spunea, drag, știți cum trebuie să învățați? Cum ar învăța Domnul Hristos dacă ar fi student în locul tău? Da, Domnul student, Hristos nu și-ar face treaba acolo. N-ar ști, n-ar cunoaște? Îi spune, da, și tot așa. Deci cumva trebuie să ne ferim de treaba asta, că asta e o chestiune care duce la extrema și ca un fel de sectarism. Asta așa, o izolare a noastră, a celor credincioși, într-un un cerc al nostru, să nu ne pângărim, să nu ne murdărim cu ceilalți, să stăm numai în Sfinție. Nu așa. Avea legături naturale nu înseamnă că te murdărești. Patima, păcatul, te murdărești. Nu natural, nu firescul te murdărești. În aceste zile se desfășoară campionatul mondial de handbal la categoria fete în Germania. Una dintre cele mai puternice galerii este cea a României, care e condusă de preotul paroc al localității. Persoana respectivă vă roagă să comentați. Să comentez? Deci, mă rugați să comentez sau să nu comentez? Da. Acum, într-adevăr, trebuie să ne știm fiecare locul.
și rostul. Tot părinte Teofil spunea că cel smerit este cel care își ține loc. Faptul de a ne promova și de a susține pe sportivii noștri e bun până la patim. Adică nu într-un mod pătimaș. Trebuie să ții și la ceilalți. Trebuie să iubești și pe ceilalți cu care lupți. N-ați văzut și în tradițiile japoneze cât respect era față de cel pe care tu îl învingeai. Îl învingea și se închina după aceea un semn de respect în fața lui. Adversarului lui. Deci vedeți superioritate. Ei, în sporturile noastre acum se vede mult vulgarism și mult păgânism. Eu nu prea văd, cum vedeți, noi că nu avem la mănăstire nimic, nici televizor, nici nimic. Așa, dar cât îmi apare și mie, când trec pe undeva, vezi, marchează unul un gol, de exemplu, se manifestă extraordinar. Dar dacă e să studiezi manifestarea, vezi foarte mult egoism acolo, pentru că tu ai marcat un gol. Într-adevăr, dar într-o fază la care au participat mai mulți. Tu ai avut un rol. Nu ai fost tu totul acolo, tu cel care ai marcat. Dar în manifestarea lui, cam așa, așa reiese. Că el a fost. Și atunci se vede clar un egoism și o mândrie acolo, frumoasă, așa. Ei, totuși trebuie să fim creștini și acolo, în sport. Că noi trebuie să ne păstrăm identitatea peste tot. Ei, atâta te duci și în sport, și ca preot, să zic așa, cât îți poți păstra identitatea. Cât îți poți păstra curăția. Fără să pătezi alte conștiințe, fără să îți mintești și fără să te zmintești tu din rostul tău. Dacă mergi așa pătima și uite, te-a învins o echipă și ești supărat rău de tot. Păi da, dar de acolo rezultă că tu nu ai ținut la echipa adversă deloc. Păi cum? Avem porunca iubirii, să ne iubim vrăjmașii. De ce nu ții și la ceilalți? Până la urmă ce? E un joc. Nu e nimic altceva. Un joc, e doar un joc. Deci, deci păcatul și patima cumva scoasă de acolo și cât ne păstrăm în rostul nostru, atâta ne băgăm. Cât ne scoate din ale noastre, noi mai păstrăm. Dacă încerci, spre exemplu, să înjuri și tu, sau te mergi și ești preot, sau... și dacă nu ești preot, deja gata. Trebuie să părăsești zona aia păcătoasă, nu neapărat sportivă. Și să schimbi atitudinea, să schimbi raportarea. Dacă nu ți-o poți schimba, atunci ieși în zona aia. Înseamnă că te zmintește, te depășește. Deci, adică vedem acolo și alții care se închină, să zicem, pe teren și ne bucurăm, să zicem. Uite, e cu credință acolo. Bine, dar parcă sunt inversate rolurile acolo, nu? Adică eu nu merg să slujesc pe Dumnezeu acolo pe teren, ci merg să-mi slujească mie Dumnezeu pe teren. Adică mă folosesc de Dumnezeu ca să-mi rezolv aia, să-L înving pe ăla. Și după ce L-am învins, eu sunt. Nu Dumnezeu. Eu L-am învins. Ei, vedeți că se răstoarnă niște valori acolo și mai departe. Că trebuie să gândim și asta. E clar că mișcarea, sportul ne ajută foarte, foarte mult. Dar, repet, deci nu trebuie să intrăm în zona păcatului și a patimii. Atunci nu mai ne este... Eu vă zic că și din experiența mea, cât în liceu eram atent, nu mergeam, nu credeam în Dumnezeu, mergeam în biserică și așa. Am spăcea sportul și mergeam la sală mult și după ce am ajuns la Timișoara la școală, la fel mergeam. Dar am ajuns la o oarecare dependență așa și orice realitate pe care o abordez fără credință, fără Dumnezeu, creează dependență. Și toate ajung să te stăpânească, să te determine. Numai cu Dumnezeu, dar cu Dumnezeu la modul cât mai real, ești liber și ești stăpân. În rest, nu, ești stăpânit.
Ei, și mie nu mi se părea că sunt stăpânit de nimic acolo, nici nu mi-am pus problemele astea când mergeam eu la sală. Dar după ce am ajuns să merg și la biserică, mi-am dat seama că nu bat lucrurile, adică în mine. Dacă vedeam un om, din start, îl citeam așa, deci cum eram focusat pe mușchi, pe treaba, să tragi la sală, cum se face, imediat vedeam dacă ai gât, dacă ai brațe, dacă ai picioare. Eu am vedeam treaba asta, te scanam. Dar din reflex, fără să vreau, deci din preocuparea aia care aveam. Și mi-am zis că nu-i bine, doamne, deci ce tot am cu trebuie, nu pot depăși, nu le pot depăși. Și până la urmă am reușit să, adică n-am putut să scap de anumite determinări de acolo, decât dacă n-am mai mers. N-am mai mers la sală și făceam mișcarea altfel, dar nu, pentru că nu-mi convenea raportarea pe care aveam acolo. Asta vă zic, că nu, la o adică părăsești și zona dacă nu poți să te corectezi, te influențează negativ. De ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple atâtea lucruri rele unor copii, ca de exemplu fetițele abuzate de oameni bolnavi psihic? Hai să zicem că să personalizăm soarele, să zicem că nu există Dumnezeu și soarele e ceva totuși. Bun. De ce, dacă soarele, să zicem, ar fi Dumnezeu, să mă închinăm și la soare în vechime, de ce unii răbdă frig la polul nord și sud și zvânturile alea la polul sud și așa, și alții prea cald pe la mijlocul planetei, și de ce soarele nu e egal cu toată lumea aici și ce nu e corect până la urmă soare? De ce? No, știm că, așa științific, e înclinată planeta. Dacă ar fi dreaptă, n-ar mai fi anotimpurile și ar fi mai echitabil, cred că, să zicem. Dar putem să învinuim soarele pentru ceva aici? Nu prea. Așa dacă intrăm mai mult, sunt vânturi solare și vreau mai departe în știință, dar nu mai vădăm așa de mult. Dar nu prea putem învinui. Putem, poate planeta să învinuim. Ea nu stă drept, stă într-o parte, se învârte, nu stă în aceeași poziție, așa de departe, din înclinație, din învârtire, din învârtirea în jurul lui și așa. Toate astea se creează anumite fenomene, aici pe Pământ. Dar soarele, e la fel, e acolo, nu-l pot să învinui. Planeta nu stă într-un loc. Și dacă e ceva aici, cam la ea sunt problemele, nu sunt la soare. Bun. Asta o comparație. Deci, Dumnezeu nu-i cauza niciunui lucru rău. Cauza răului pe Pământ stă sau atârnă de libertatea noastră pe care Dumnezeu ne-o respectă. Aici tot. De ce este rău pe Pământ? Pentru că suntem liberi. De asta este rău. Aici e problema. Dacă n-am fi liber, să zicem, doamne, că oricum se schimbă paradigma asta libertății acum. S-o mers pe ea, cât s-o mers, dar acum se merge pe alte paradigme, cum ar fi cea a siguranței. Am sacrific libertatea și să fiu sigur. Mă cipuiesc, mă, nu știu ce fac, dar să fiu sigur. Că nu mă fură, nu știu ce se întâmplă și renunț la libertatea mea. Ei, dacă Dumnezeu nu ne-a respectat libertatea, n-ar mai fi nimic rău pe Pământ. Am fi programați frumos și nu s-ar întâmpla absolut niciun lucru rău. Dar în cazul ăsta, noi nu am mai fi persoane. Am fi indivizi programați. Și nici nu devii persoană numai în relația cu Dumnezeu. Adică noi, de fapt, suntem indivizi și suntem ca potență persoană. Adică și la fel cu libertate. Adică nu suntem de fapt, nu suntem liberi. De drept suntem liberi. Avem posibilitatea să devenim liberi, avem posibilitatea să devenim persoane. Dar nu suntem, decât în măsura în care am devenit. Dar Dumnezeu respectă
libertatea omului și pentru asta există rău. Nu pentru că Dumnezeu face aia sau nu. Mi-a plăcut un caz în viețile Sfinților, poate știți, un bătrân, călugăr bătrân, și-a pus problema asta. De ce sunt lucruri absurde pe pământ? Cumva că Dumnezeu nu-i drept. Și se tot ruga să descopere Dumnezeu treaba asta. Până la urmă Dumnezeu i-a dat un gând, du-te la cutare bătrân și el o să-ți explice ție de ce sunt lucruri de felul ăsta, absurde pe pământ. Bun. S-a dus pe drum, s-a întâlnit cu un călugăr tânăr care mergea și la porc. S-a bucurat bătrânul că nu mergea singur, că era departe și îi trebuia vreo două zile să-l luăm în porc. Au mers și i-au prins noaptea pe malul mării, i-au cazat un mare credincios. Era foarte bucuros omul că Dumnezeu binecuvânta casa prin prezența doi călugări și făcea, punea el tot ce avea mai bun acolo, ca lui Dumnezeu. Ei, eu servii cu tacâmă, cu tot ce au avut el mai bun. Și călugărul ăla tânăr, la un moment dat, când nu a fost atentă gazda, i-a luat farfuria de argint și a aruncat-o în mare. Bătrânul a rămas și el a contrariat, deci nu ne-a primit. Face omul ăsta tot și ăsta e răspunsul lui, călugărul tânăr, la treaba asta. O lăsat așa. Să nu-l vădească. Mers mai departe, iarăși i-a prins noaptea, iarăși a stat la un om credincios. Și cel tânăr, noaptea a mers și i-a junghiat copilul. Avea un copil de vreo 16 ani, gazda. Și călugărul tânăr a mers și tăia gâtul. A trecut cu greu și peste asta bătrânul. Și a mai făcut încă o treabă, să scurtăm. După care a răbunit bătrânul și nu a mai putut să roagă. Tu ești călugăr sau demon? Și cel tânăr a zis, păi, dar cum vorbești așa cu mine? Cum să nu vorbesc, mai, frate? La omul ăla i-a aruncat farfuria în mare, după ce el a fost așa bun cu noi și ăsta e răspunsul tău? Și el a zis, păi, zice, părinte, n-ați cerut de la Dumnezeu să vă arate, să vă lămurească cu lucrurile absurde, cum stau, așa, pe pământ. Păi, bă, da. Hai să vă zic. Ăla era un om credincios, dar farfuria pe care o avea era furată. Era o pată pentru el. Și a aruncat pata aia de pe el. Să rămână curat. Bun. Și la ala, de ce i-a murit copilul? Păi zice, ca să trimis sufletul în rai. Cum se pune sufletul ăla? Păi zice, acel copil urma să ajungă un mare criminal care urma să omoare zeci de oameni. Și ar fi ars sufletul lui în flăcările iadului la infinit. Ca să nu se întâmple treaba asta, i-am omorât copilul și sufletul lui s-a dus în rai și i-am salvat. Copilul acum era curat. Deci a zis, uite, eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, am fost trimis să te lămuresc și acum du-te înapoi la chilia ta și nu-ți mai bate tu capul cu lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile care nu poți înțelege. Și s-a făcut nevăzut de la fața. Noi ca oameni să un înger care omoară și un înger frate. Da, frate. Deci noi nu avem datele problemele. Suntem limitați. Și cât știm de multe ori strâmb și mai departe. Atunci nu trebuie să ne batem capul cu lucruri de felul ăsta, că ne depășesc. Să ne cunoaștem limitele, cât putem să înțelegem, atât să înțelegem, ce nu putem să înțelegem, ce ne depășește, ne depășește. Asta este. Gândiți-vă cum ar fi un copil de clasa 1-a să-și bată capul cu matematicile superioare de la facultate. Păi, nu e absurd. Poți să-ți bați capul cât vrei, nu poți să înțelegi. Oricât te explici la copilul de casa ta, nu poate să înțeleagă. Degeaba insistă, că nu poate să înțeleagă. E cam așa suntem și noi. Abordăm probleme care sunt mult peste nivelul nostru și nu ne dăm seama. Și atunci, de asta e bine să avem o relație bună cu duhovnicul nostru, care e și părintele nostru și călăuza noastră.
și în cunoaștere, și în creștere, și în devenire, și mai departe. Și el ne mai explică, ne mai spune, asta lasă-o că e pentru alte vârste, alte categorie de vârste. Vedeți? Deci eu am răspuns așa principial, general. Oricum, nu poate fi învinuit Dumnezeu pentru nimic. E desăvârșit, că e absolut, nu poate să apară nimic rău, deci nu. Problemele sunt la noi. Și răul e la noi și v-am zis, atârnă de libertatea noastră. Deci, pentru asta există rău. Dacă nu, nu ar mai fi libertate, atunci n-ar mai fi nici rău, dar nici noi n-am mai fi persoane. S-a prezentat la începutul conferinței că OTB-ul este o asociație laică ce păstrează valorile creștine. Cum trebuie înțeles aici, noțiunea de laic? Da. Acum, eu ce am înțeles despre voi, că promovați mai mult cultura. Acum, cultura autentică la noi este creștină. Cultura adevărată românească are credința ortodoxă în ea. Asta este. Cei care au produs-o erau credincioși. Uitați-vă în toate poeziile, toată literatura. Găsim asta. Deci, credința noastră imprimată în tot ce avem noi. Este. Acum se lucrează la treaba asta, să scoți afară, să curezi tot. Ei, faptul că voi sunteți laici și sunteți și pentru credință, înseamnă că sunteți laici pe adevărat. Sunteți adevărați laici. Tot ce nu e în credință, tot ce nu e în Dumnezeu, tot ce e rupt de Dumnezeu, se strică, se putrezește, se alterează. Mai exact zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că orice realitate netransfigurată degenerează. Se strică tot. Se strică iubirile, se strică relațiile, se strică tot, dacă nu suntem în Dumnezeu. Eu folosesc des comparația asta cu referire la demoni. Demonii au fost îngeri buni, Lucifer, căpetenia lor, cel mai frumos înger făcut de Dumnezeu. Era? Și au ajuns balauri prin faptul că s-au separat. Nu că s-au mândrit față de Dumnezeu, pentru că nu aveau mândrie. Ei doar s-au separat. Erau îngeri buni și n-aveau nicio formă de rău și când au căzut ei, nu era creat universul văzut. Nu era rău. Și atunci să zici că au căzut din cauza mândriei, păi mi se pare greșit, pentru că nu era mândrie. Nu era cauza. Nu exista rău. Ei doar au vrut fără Dumnezeu. Atât. Numai că suntem creaturi și nu putem fi într-o independență absolută. Suntem susținuți în existență. Dacă refuzăm susținerea noastră în existență, morim. Nu putem. Cum ar fi mai simplu vorbind? La referire la sistemul planetar, planeta zice, nu mai vreau să depind de Soare, să mă țină la o anumită distanță de el, să mă învăț în jurul lui tot timpul. Vreau independență, să plec în univers cum vreau eu. Nu. Dacă se întâmplă treaba și face treaba asta, a dispărut viața de pe planetă rapid. Orică se apropie de Soare și se topește tot pe aici, ori se îndepărtează și îngheață tot. S-o termină rapid cu viața ei. Deci, dacă nu stă în locul așezat ei, și independența asta care o susține, care dă viață. Nu. Deci, separarea de Dumnezeu înseamnă moarte. Moarte nu e decât o singură sursă a valorilor și a puterilor. Dumnezeu. Nu sunt alte surse. Atât. Te-ai separat de asta, te-ai separat de viață, te-ai separat de tot. Și ce urmează? Să te strici. Să te deformezi, să te malformezi. Cum? Mai simplu, scoți mâncarea de la frigider. Lasă-o acolo. Nu mai, că aveam frigider. Ce urmează?
în câteva zile vezi că nu mai e de treabă. Și n-ar trebui nici atât și nici atât și niciodată nu-și mai revine. Nu pot. E scos-o din mediul la care o susținea în viață, care o ținea în viață. Numai Dumnezeu are existența prin El însuși. No, și atunci vorbim de natural adevărat, abia atunci când naturalul este pătruns de supranatural. Dacă vreți așa ecuație ca la matematică, natural adevărat egal natural plus supranatural. Adică încă nu ești om adevărat dacă ești numai trup și suflet. Și Duh. Ești adevărat în măsura în care ai și Duhul Sfânt aici. Adică o transfigurare a noastră înseamnă un natural adevărat. Nu se poate realiza naturalul adevărat la măsurile lui adevărate decât prin supranatural. Decât în relație cu supranatural. Și acum ne întoarcem aici la Nicanor. Ei, a fi laic cu adevărat înseamnă a fi și credincios. Laicul necredincios nu este adevărat. Adică este pe poziții inferioare de laicat. Deci numai cel cu credință îi adevărat. Și de asta să fii pentru cultură și credință înseamnă să fii normalitatea culturii. Altfel nu ești. Vorbesc de spațiul nostru și vorbesc și la general. Nu, altfel nu. Naturalul este în stare căzută. El ca să fie într-o stare ridicată și adevărată, trebuie ridicat. Adică transfigurat. A, înseamnă deja prezența Harului acolo. Înseamnă prezența credinței acolo. Ca să te ridici de la subnaturalul în care suntem în mod obișnuit, natura căzută, mai sus trebuie credință. Ei, și atunci ești adevărat, nu poți fi adevărat, natural adevărat, fără credință. Deci niciun laic adevărat sau om de cultură adevărat fără nou. Nu înțeles decât umbre și nu accesează decât umbre ale realității un om care nu are credință. Și nu are Duhul și puterea lui Dumnezeu în el. Numai în zona aia. I se pare. Uite așa. Băi. Așa că nu se poate să fiți laici adevărați fără să fiți și credincioși. Și a promova cumva cultura implicit înseamnă a promova și vorbesc de spațiul nostru și credința noastră. Adică în cultura noastră adevărată, în tot firescul nostru și credința noastră. Și atunci automat nu poți fi, nu le poți despărți. Aici, sunt unite. Așa sunt, adevărat. Dar și la general este valoare. În zilele noastre, știința este dusă la limită extremă. Cum relaționează aceasta cu religia? Avem aici în Salon Dom, prezența căruia ne bucuram. Eu mă bucur foarte mult și m-am bucurat să vă bucura și voi. Care are și studii pe treaba asta, pe acest domn îl cheamă Adrian Lemin. Și îl rog din toată inima mea să răspundă la întrebarea. Haideți, domnule. Părinte, este greu seric să fie refuzat la o asemenea rugăminte. Sincer, nu aș fi intervenit, părintele m-a rugat. Mă bucur foarte mult că suntem împreună, primul rând. Legat de întrebarea pusă, într-adevăr se referă la o preocupare pe care o am mai mulți ani. Acest domeniu al relației dintre rațiune și credință, relația între biologie și știință. Și evident, s-ar putea discuta foarte mult plecând la această întrebare. O să fiu foarte scurt și fără să intru în foarte multe detalii. Și o să spun că, din păcate, această legătură a fost deturnată și ideologizată. Înțelegerea pe care noi o avem reflectă o percepție foarte greșită și ideologizată.
ideologiile au produs aparentul conflict între teologie și știință. Mai ales odată cu modernitatea și, și ideologiile de după modernitate, pozitivismul și iluminismul, au cultivat înțelegerea unei rațiuni care este detașată de puterea credinței. Doar partea inferioară a rațiunii, respectiv rațiunea de tip analitic, rațiunea în forma ei înțeleasă ca o capacitate de a genera demonstrații, de a genera algoritmi. Și fără să fim împotriva acestui tip de rațiune, trebuie să înțelegem că este partea de jos a rațiunii. Și ideologiile de care am pomenit, în numele științei, deci nu reprezentanții științei, în numele științei, în mod ideologic, s-a cultivat așa numitul scientism, adică autosuficiența explicațiilor de tip științific. Și, de exemplu, există o carte a unui fizician, Edward Denner, Religia fizicienilor, și acolo sunt menționate câteva statistici foarte interesante. În secolul al XVIII-lea, de exemplu, secolul iluminismului, se referă aceste statistici doar la oamenii de știință din domeniul științelor exacte, din fizică, matematică și doar din 46 de savanți reprezentativi, doar 2 au fost atei. Restul credincioși, credincioși practicanți. În secolul al XIX-lea, numit și viacul necredinței, din peste 400, cam 450-460 de savanți redutabili, cam 6 au asumat ateismul, câțiva agnosticismul și majoritatea semnificativă și-au precizat asumarea credinței și o practică via credinței. Și nu doar cantitatea conta, ci oamenii cei mai reprezentativi, Maxwell, Faraday, absolut în toate domeniile fizice. Și cu toate acestea, la începutul, cel puțin la începutul secolului al XX-lea, domina această percepție a unei opoziții artificial create între știință și religie, între teologie și știință. Deși realitatea efectivă era cu totul alt. Secolul trecut, chiar de la început, prin rezultatele din fizica cuantică, a fost unul în care din interiorul științelor și din diferite domenii de cercetare au existat lovituri absolut năucitoare la această atitudine de tip scientist, încrezătoare foarte mult în puterea rațiunii de tip formal. Și aș spune că în prima parte, cel puțin în prima parte a secolului trecut, știința, cel puțin în Occident, știința a avut un rol profetic în raport cu teologia, întrucât, din păcate, teologia a rămas prizonieră, mă refer la teologia academică, universitățile din Occident și apoi și cu ceea ce s-a întâmplat la noi până la Părintele Stăniloae, profesorii noștri formați la acele universități, foarte încrezătoară în formulă de tip scolastic. Și din interiorul științei, de exemplu, în 1927, Heisenberg, prin principiul lui de nedeterminare în fizica cuantică, și după aceea, 3 ani mai târziu, din interiorul logicii matematice, Gödel, un geniu considerat de specialiști, cel mai mare logician al tuturor timpurilor și de alții egalul lui Aristotel, deci oricum locul 2 era cel mai slab în ceea ce îl privește, aceștia au arătat limitele structurale ale rațiunii formale. Deci iată, din interiorul fizicii și din interiorul matematicii și chiar din interiorul logicii matematice, după ce mai bine de 3 viacuri jumătate, adevărul era legat strict de demonstrație, Gödel vine și arată și demonstrează, este paradox, în paradoxul, demonstrează că adevărul e mai presus decât demonstrația. Adevărul nu se epuizează într-o demonstrație de tip analitic. Și în felul acesta a fost o lecție, poate, inclusiv pentru teologie, în sensul de a recupera forța unei gândiri simbolice.
teologia academică. Pentru tradiția teologică, pentru tradiția ortodoxă și nu numai, chiar pentru tradiția filozofică autentică, această perspectivă a faptului că adevărul nu se epuizează în formularea lui, era ceva cunoscut. Și cred că este responsabilitatea teologiei de a veni cu mărturie specifică pentru a împlini aceste căutări oneste și aceste deschideri care au existat. Ele s-au dezvoltat după aceea și în alte domenii, în domeniul neuroștiințelor, în alte domenii reprezentative. Iar astăzi, cred că ne confruntăm, pe de o parte, cu aceste deschideri extraordinare, cu aceste mărturii formidabile din partea unor reprezentanți de vârf ai științelor, foarte ocultate aceste deschideri, la nivelul publicului larg, prin documentarele la Discovery, prin publicațiile, de exemplu, în revistele de popularizare ale rezultatelor științei, sunt promovate aceleași poziții ideologice, fie de natură științistă, dar mai ales și mai riscant astăzi în acest domeniu, tendințe de tip sincretic, de tip gnostic, de tip relativist, în care relația dintre teologie și știință este folosită ca un pretext pentru a promova o anumită gnoză, o anumită manieră de a integra în mod forțat rezultate și din teologie, și din știință, și din filozofie. Și cred că aici trebuie să fim foarte atenți și să vedem cum putem valorifica, de fapt, competențele specifice și distincte ale teologiei și ale științei. Nu vreau să intru în detalii, dar e o mărturie, cred, foarte sugestivă, vă spuneam, de Gödel, foarte puțin cunoscut și nu întâmplător, pentru că el a fost foarte incomod și a rămas incomod prin implicațiile rezultatelor teoremelor sale de incompletitudine. El a ajuns la Princeton și cei mai mulți ani acolo i-a trăit. Era apropiatul lui Einstein. Einstein însuși spunea că nu cunoaște un geniu mai mare decât Gödel. Gödel însuși demonstrându-i teorema relativității într-o altă formulă, surprinzându-l pe Einstein. Și de alminter, prin prezența lui avea ceva aparte. Și în notițele lui la Princeton au fost găsite unele notițe în care acesta se referea la Sfântul Grigorie Palama. Foarte relevant. Pentru că, iată, acest logician de geniu intuia că, de fapt, logica se împlinește și este transfigurată, de fapt, de mistică și ajungând nu la orice reprezentant al misticii, al misticii ortodoxe, ci la unul din vârfurile tradiției ortodoxe și știm foarte bine rolul extraordinar al Sfântului Grigore Palama într-un context la fel specific în disputa cu Varlam al Calabrii. Și cred că în ceea ce ne privește, cei care asumăm în mod explicit credința, e foarte important să încercăm să depășim, pe de o parte, un complex de inferioritate și, pe de altă parte, un complex de superioritate. Nici să rămânem într-o atitudine în care să ne simțim nevoiți să ne racordăm sau să ne aliniem, să acomodăm, să facem un concordinț forțat al revelației la date ale științei, dar nici să rămânem într-o izolare, cum spunea și Părintele Iustin foarte bine. Cred că trebuie să depășim aceste poziții unilaterale. Nu cred că izolându-ne și mai mult decât atât, cultivând un anumit complex de superioritate, de autosuficiență, să spunem, de fapt, dacă suntem angajați în viața duhovnicească și asta presupune o anumită credință, implicit credința nu mai are nevoie de altceva. Credința împlinește și rațiunea, structural vorbind, e deschisă credinței. Rațiunea, aceasta a fost perspectiva și perspectiva părinților bisericii, dar nu numai. Multe veacuri în universul tradiției a fost cultivată identitatea profundă a rațiunii și structural, repet,
Rațiunea autentică este promovată în interiorul unei gândiri simbolice, în care avem prioritatea nevăzutului în raport cu văzutul, a celor netrecătoare în raport cu cele trecătoare. Modernitatea inversată. Până la modernitate, cunoașterea certă era cunoașterea celor nevăzute care structurează, care le structurează pe cele văzute. Modelul inteligibil al realității văzute. Cum spunea Părintele Iustin, supranaturalul care structurează naturalul. Părintele Stăniloae spune foarte clar, chiar la începutul dogmaticii sale, în revelație, atunci când vorbește de revelație naturală și supranaturală. Nu există natural pur. Nu există. E o ficțiune. E o utopie. Naturalul este structurat prin... Asta este realitatea lui profundă. Este structurat de supranatural. Și cel care poate să contemple rațiunea dumnezeiască, nevăzută, a realității văzute, de fapt cunoaște adevărat. Aceasta este cunoașterea certă, cunoașterea sigură, autenticitatea cunoașterii. Modernitatea inversează paradigma, viziunea și afirmă cunoașterea certă e a lucrurilor văzute, palpabile. Ceea ce dobândim noi prin experiment empiric, datele obținute prin simțuri, prelucrate prin anumite modele și introduse în anumite teorii. Aceasta este cunoașterea. Iar cunoașterea realităților nevăzute e una aproximativă. Vedem inversarea și autonomizarea naturalului în raport cu supranaturalul. Iar din această autonomizare care în timp va ajunge la o separat, la o opoziție, nu doar o separare, va conduce în planul, în plan epistemologic, la o separare a rațiunii de credință. Perspectivă fundamental falsă. Pentru că ele sunt legate împreună, rațiunea și credința, întrucât naturalul și supranaturalul sunt împreună. Iar vedeți, doar nu am zis că nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că s-ar putea discuta foarte mult, dar o să închei cu o concluzie a unui mare părinte al Bisericii, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care vorbind de înțelepciune, el spune, înțelepciunea reală este simplă și unitară. Și cel care ajunge ca să raporteze totul la Hristos, acela este înțeleptul adevărat. Înțelepciunea autentică înseamnă prin orice realitate să ajungi la Hristos. Pentru că Hristos este rațiunea rațiunilor lumii, rațiunea tuturor existențelor. Și cel care, plecând de la orice realitate, plecând de la o frunză a unui copac, de la un fir de iarbă, de la o stea de pe cer, de la o realitate naturală care are rațiunea ei dumnezească de a fi, atenție, realitatea naturală, nu realitatea artefactelor. Nu ceea ce construim noi în mod artificial. Pentru că e o diferență. Cel care poate să sezizeze rațiunea profundă a acestor realități, de fapt, ajunge să contemple rațiunea rațiunilor lumii, care este Hristos. Și toată Evanghelia și tot ceea ce ține de realitatea cosmică a întrupării Fiului Dumnezeu, al lui Hristos, ne oferă această perspectivă extraordinar de generoasă, foarte cuprinzătoare, care în niciun caz nu este unilaterală, nu este, cum să spun, una care să favorizeze opoziții. Dimpotrivă, păstrează distincțiile, dar într-o perspectivă unitară. Și aici este frumusețea extraordinară, cred. Și mărturiile... Am întâlnit de-a lungul anilor multe mărturii absolut deosebite. În cazul unora, de exemplu, laureați de premiu Nobel, am avut ocazia să întâlnesc, sau laureații ai medaliei Fields, echivalentul premiului Nobel în matematică, cu niște mărturii extraordinare despre această capacitate de a seziza rațiunea profundă, adevărul profund al realității cercetate, și care presupune o dispoziție, o stare de spirit deschisă credinței. Sunt unii care s-au ostenit ani de zile, zeci de ani de zile,
viața lor închinată căutării oneste, unei cercetării foarte serioase a unei realități. Și prin acea osteneală și cu onestitate, încă o dată, sunt tot mai puține astfel de situații, pentru că astăzi, vă spuneam, noi suntem într-o lume dominată de ideologie și inclusiv în domeniul cercetării, ideologia de multe ori are un primat în raport cu ceea ce înseamnă spiritul autentic al cercetării, dar acești oameni care au curajul de a nu deveni mercenari sau de a nu deveni oameni aliniați la o anumită ideologie a momentului, ajung la o consecvență și la o tărie ca stare de spirit în care intuiesc primatul transcendentului în raport cu imanent. Și îi spun, pentru a înțelege realitatea aceasta imanentă pe care o cercetez, trebuie să existe un reper transcendent prin cercetarea științifică, nu neapărat printr-o credință de tip religios. Și în felul acesta, plecând de la aceste convingeri, se deschid în mod real și perspectivei credinței. Și ajung să asume unii dintre ei credința cu o seriozitate la fel foarte mare, pentru că, repet, sunt persoane care, exact cum spunea Părintele Iustin, s-au angajat foarte serios, au fost foarte prezenți în ceea ce au făcut. Cum ne spunea și Părintele Teofil, într-adevăr, credința nu înseamnă să fii neserios în studiile, alte studii, poate nu explicit teologice. Unde eram studenți, de exemplu, cum eram atunci, la Timișoara, Părintele Iustin, la Politehnică. Trebuia să fim buni, dar nu în sens competitiv, de a fi premiați, de a fi șef de promoție, doar pentru a demonstra ceva în mod ostentativ. Nu. Ca atitudine evanghelică, de a fi prezent în ceea ce faci. Și prin acea prezență în ceea ce faci, cum spunea Părintele Teofil, ceea ce faci te face, acea stare de prezență dă o putere extraordinară, care vine tocmai dintr-o raportare care îl implică efectiv pe Dumnezeu, chiar dacă nu vorbim foarte mult despre el. Și acolo este sursa, cum spunea și Părintele foarte bine, sursa puterii, sursa vieții. Sunt multe lucruri, nu vreau, repet, să detaliez, dacă vă interesează ceva punctual, mai putem continua. Dacă nu, mă iertați, Părinte Iustin, pentru aici acest... mai sunt întrebări legate de tehnică și de ideologie. Poate putea să dau niște repere în acest sens. Aș putea să dau niște repere, dar nu aș vrea să vă descurajez foarte mult, pentru că reperele pe care le propun în raport cu acest subiect nu sunt deloc comode, și anume cele care vizează raportarea noastră la impactul tehnologiei astăzi și mai ales la ceea ce înseamnă conturarea unui sistem tehnologic în contextul actual. Din punctul meu de vedere, sistemul actual, structurat prin mediul tehnologic, integrează și depășește toate ideologiile în Europa. Absolut toate ideologiile. Fiecare ideologie rămâne pe undeva parțial. Fie că vorbim de ideologia consumerismului, fie că vorbim de ideologia de gen, fie că vorbim de alte ideologii care sunt, oricât de dominante ar fi, ele nu au puterea pe care o exercită mediul tehnologic actual. Și această realitate a mediului tehnologic are un impact asupra fiecăruia dintre noi și asupra lumii întregi. Nu există cineva care să nu fie supus direct, absolut direct, chiar persoane care trăiesc, cum spunea Părintele Iustin, foarte, foarte izolat, care nu au acces, nu aveți rețele de socializare, nu aveți mediul televizual,
poate aveți telefoane, dar nu contează. Pentru că sistemul tehnologic înseamnă mai mult decât integrarea unor tehnologii. Generează un anumit mod de viață în care sunt integrate proceduri de tip operațional bazate pe logica eficienței, în care viața noastră devine o succesiune de proceduri, în care fiecare gând al nostru, fiecare cuvânt al nostru, fiecare gest al nostru reprezintă consecința unui calcul pe care noi poate nu-l conștientizăm. Și astfel, fără să vrem, chiar dacă ne dăm seama și de multe ori ne simțim foarte apăsați de aceste proceduri, deși ele sunt făcute, sunt invocate în numele unei ușurări a vieții noastre, e ca un fel de balcăpură, mai ales probabil cei care ați avut ocazia de a încărca pe tot felul de platforme sau de a face tot felul de lucruri de genul acesta de proceduri. Probabil înțelegeți exact la ce mă refer. Ele sunt făcute în numele unei ușurări a muncii noastre, când de fapt ele devin foarte apăsătoare. Și cred că nu mai putem face abstracție și nici nu o să mai putem face în viitor, evident. Trebuie să fim realiști. Nu avem cum să facem abstracție de ceea ce înseamnă impactul absolut teribil al acestui mediu, care în mod radical ne va schimba viața și deja ne-o schimbă la nivel personal și la nivel comunitar și la nivel planetar, practic. Deci nu vorbim de o influență locală, regională, națională sau, știu eu, continentală. E la nivel absolut global, planetar. Și cred că aici este foarte greu, pentru că în acest mediu în care deopotrivă avem logica eficienței cuplată cu logica divertismentului și spunea la un moment dat, era o întrebare cu cârnații și cu fasolia legată de patriotism și spunea Părintele Iustin că nu e vorba nici măcar de fals patriotism. De fapt, ține de această atitudine de a transforma totul în derizor. Divertismentul trebuie să facem circ din orice. Din Dumnezeu, din neam, din familie, din orice. Acest mediu așa funcționează, încât trebuie să ajungem la o trivializare a oricărui adevăr, oricât de sfânt ar fi adevărul respectiv. Dacă îl putem pune într-un format de divertisment, suntem aplaudați și avem audiență. Dacă nu, evident, vom deveni foarte incomozi, pentru că vom fi atinși în comoditatea noastră, fiecare dintre noi. Asta este problema, trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine. Atunci când încercăm o mică renunțare, oricât de mică ar fi ea, o să vedem că nu e atât de facil. Nu doar de a renunța la anumite lucruri, ci la ceea ce înseamnă imaginea proprie. Pentru că în acest mediu ceea ce contează ține de imaginea realității, nu realitatea în sine. Spunea Părintele, umbra realității, umbra adevărului. Imaginea de a avea o anumită imagine. Ori în această perspectivă, Evanghelia poate să fie considerată una care reprezintă un fel de radicalism, întrucât Hristos însuși, Dumnezeu fiind, nu a ținut la imaginea Lui. Asta vedem noi din Evanghelie. Că Hristos nu a ținut să aibă un PR foarte bun, să spună, iată că nu am suficiente like-uri sau ar trebui să caut să fiu cu foarte mare vizibilitate, să am o imagine mai bună în fața unora care mă cred într-un fel sau în fața altora care mă batjocoresc. Nu. Și ne spune profetul Isaia, ultimul dintre oameni. Cel mai... Deci când îl descrie pe Fiul Omului. Și Hristos nu a căutat să se legitimeze în fața lumii, dimpotrivă a zis, nu pot fi împreună Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui. Mediul
realității tehnologice de astăzi este unul care organizează într-un mod sistematic și foarte precis Duhul Lumii. În așa fel încât odată prinși în acest angrenaj, foarte greu. Mila, cu mila lui Dumnezeu, omenește vorbind, nu văd cum. Dar tocmai asta, nu trebuie să ne încredem în puterea noastră și nici nu cred că trebuie să dezvoltăm strategii și rețete la realitățile care ne confruntăm. Mila lui Dumnezeu, încrederea în mila lui Dumnezeu, este una care cred ne va ajuta foarte mult și poate într-un mod imprevizibil, pentru că, așa cum spunea Gödel, aminteam de Gödel, el spunea, vă dați seama, în anii 30 ceva, nu era încă dezvoltată foarte mult cercetarea în domeniul inteligenței artificiale și știința calculatorelor. Și el încă de atunci, prefațând deja ceea ce urma să se întâmplă, 2-3 decenii după aceea, spunea, mintea omului este structural, este non-computațional. Și de niciodată absolut nu se va ajunge să se facă, deși noi ne dorim probabil să devenim roboți, cum ni se prezintă tot ideologic astăzi prin transumanism, și probabil, cum am mai spus, probabil saltul de la Homo sapiens la roboți, la inteligența artificială, o să fie considerat unul mai spectaculos decât cel de la maimuță la Homo sapiens. Și probabil o să avem și vergile intermediare, pentru că lucrurile evoluează foarte accelerat. Și atunci vom putea vedea cum se face această trecere. Bineînțeles, spun aceste lucruri în sensul în care cred că ar trebui să fim conștienți mai mult și să luăm o anumită distanță față de tot ceea ce înseamnă acest entuziasm lipsit de discernământ. Nu neapărat de a demoniza, de a diaboliza tot ceea ce ține de tehnologie, dar nu atât să ne entuziasmăm, să intrăm în această, cum să zic, efuziune și încredere extraordinară în ceea ce ni se poate oferi prin tehnologiile actuale, inclusiv mântuirea, cum spun unii, nu? Reprezentanții transumanismului, tehnologia o să ne mântuiască așa, foarte comod. Nu mai e nevoie de jertfă, nu mai e nevoie de asumarea crucii. Nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie să ne întâlnim, cum le spun și studenților, le mai spun câteodată. Uitați cum ne întâlnim noi acum, față către față. Nu doar că e un efort, pentru că astăzi cu greu oamenii ajung să se mai întâlnească față către față, dar, vedeți, se pierde bucuria vieții într-o întâlnire efectivă, concretă, care are materialitatea ei, are realitatea întrupării, pentru că suntem într-un spațiu concret, ne întâlnim, ne vedem unii pe alții, ne privim față în față. Aici e o realitate de viață. Atunci, dacă ne-am trimit hologramele, Părintele Iustin să-și trimită hologramă și dumneavoastră propriile holograme, o să fie într-adevăr mai eficient și probabil și mai amuzant să ajungem la o asemenea situație. Dar se pierde din puterea vieții, puterea comuniunii, puterea empatiei care leagă relațiile într-un mod personal și imprevizibil de multe ori. Aici este frumusețea vieții. Astăzi, din păcate, și în Coreea de Sud și în California, am mai spus și cu alte ocazii, sunt instituții specializate care îi reînvață, mai ales pe copii și pe adolescenți, să se privească unii pe alții. De a se privi oameni și de copii și tineri, mai ales în cazul lor, sunt astfel de probleme, sunt mult mai afectați. La fel, instituții care reînvață, spunea Părintele, că nu se mai face sport, nu mai există efort fizic. Care să ne reînvețe, probabil, să facem gesturile elementare, să știm să ne mai mișcăm, să facem niște pași, să avem o manualitate a gesturilor. Întrucât tot mai mult ne mutăm în ceea ce ține de realitatea unui mediu virtual, în care tocmai dimensiunea întrupării, vedeți,
Hristos s-a întrupat, Dumnezeu s-a întrupat. Nu, nu a preferat, cred, o comunicare de tip artificial. El s-a întrupat concret, a trăit concret, a mers pe jos și a întâlnit oameni, s-a adresat omului foarte direct. Nu a urmărit eficiența. E o carte care a fost tradusă și la noi și pe care vă recomand, Neil Postman, american, distracția care ne omoară. El se referă acolo mai ales la mediul televizual și de exemplu lui Billy Graham, un mare predicator, nu știu, sunteți mai tineri, probabil n-ați auzit, noi l-am prins, pentru că Iustin, a fost și în Timișoara, a fost și înainte de 89, ca să țină predici spectaculoase aici la noi, în ideea de a ne revangeliza, că dacă suntem într-un regim comunist, o să găsească aici un popor completamente ateu. Și a avut mari surprize în acest sens. A venit totuși și după 90 și îl dă ca exemplu Postman, ca să vedeți, e foarte sugestiv. Spunea Billy Graham, într-o oră televizată, avea o emisiune și era televizată emisiunea și în Statele Unite și în Canada. Și spunea, într-o singură oră televizată, într-o singură emisiune, am predicat mai mult decât a făcut-o Hristos în toată viața lui. Deci a fost mai eficient. Hristos rămâne un ineficient în conform criteriilor date de statisticile foarte frumos prezentate, nu, de calculator. Și iată acest accent pe ceea ce înseamnă o performanță cuantificată în parametri tehnici, în parametri cantitativi. Poate cu Sfântul Apostol Pavel, într-adevăr, probabil îi trebuiau două emisiuni ca să legaleze. Și din acest punct de vedere, vedem riscul. Noi poate fără să ne dăm seama, bine intenționați fiind, foarte bine intenționați, și ajungem de multe ori să ne încredem în acest tip de raportare, mă refer acum inclusiv în interiorul credinței, inclusiv în ceea ce înseamnă raportarea noastră la Evanghelie, la credință, la realitățile eclesiale și să devenim prizonierii unor scheme care nu au de-a face cu Duhul Evangheliei și cu viața, efectiv, cu exigențele vieții. Multe ar putea fi de spus. Mă preocupă foarte mult pentru că e ceva ce ne afectează și încerc mai ales în preocupările pe care le am și cu ajutorul Dumnezeu în viitor, asta încerc să găsesc în reperele Sfinților Părinți, mai ales cum anume am putea să actualizăm soluțiile lor trăite în Duh în contextul actual. Pentru că ei fizic nu s-au confruntat cu aceste situații. Cele mai multe situații pe care le trăim astăzi au o premieră în plan istoric. Deci nu mai vorbim de ceva care are un echivalent în istorie. Este pentru prima dată, de exemplu, la nivelul generației noastre, Părinte Iustin, dumneavoastră probabil o să aveți parte de premieră și mai spectaculoasă, pentru că lucrurile se schimbă foarte rapid. Dar, de exemplu, în cazul generației noastre, cred că suntem prima generație din istorie în care putem spune că în interiorul unei generații am schimbat mai multe lumi. Nu s-a mai întâmplat acest lucru în istorie. De exemplu, generația părinților noștri nu poate să spună acest lucru. Poate mai mult generația bunicilor și nu mai vorbim de trecut. Lucrurile se schimbă. Când vorbesc de schimbarea lumii, nu mă refer la schimbarea unui regim politic cu altul. Că am schimbat regimul comunist cu un alt regim. Sau la schimbări sociale. Ci la schimbări structurale. În care realmente să existe conștiința că vorbim de o altă lume. O lume care nu mai are legătură cu lumea copilăriei noastre, care nu mai are legătură cu lumea studenției noastre și foarte greu. De exemplu, din 90, în mod constant, am fost doar în mediul studențesc. Ca student și după aceea în calitate de cadru didactic.
Nu pot să răspund studenților de astăzi ce însemna condiția de student în anii 90. Nu se poate. Pentru că e greu să-și imagineze. Deci doar la nivelul imaginației. Cu alte lume. La fel, nu știu dacă ne putem, poate ne mai putem imagina, mai ales noi am trăit, mai rămâne memoria, memoria unei lumi, care devine din ce în ce mai estompată. Cum era lumea înainte de telefon mobil, ca să dau exemple concret. Cum era lumea înainte de internet, cum spunea Steve Jobs când a apărut cu iPhone-ul. Și ce îl vedeți? În câțiva ani o să schimbe lumea. Nu mai vorbesc de rețelele de socializare, felul spectaculos în care realitățile se schimbă și se vor schimba, sunt convins că din ce în ce mai rapid. Foarte rapid, o accelerare a accelerației. Aceste lucruri, spuneam, nu au echivalent în istorie. Dar Sfinții Părinți, în Duhul lui Dumnezeu, au sezizat felul în care patimile omului, patimile lucrează și soluția. Și poate acest mediu, v-am spus deja, dau un exemplu concret, cultivă mult imaginea de sine, părerea, mai mult decât atât, fantasmele, un mediu de cultivare a fantasmelor colective. Colectiv trăim niște fantasme de care poate, adică ne dăm seama, dar nu putem face față. Și atunci să vedem ce ne spun Sfinții că ar trebui să facem. Atunci când într-un mod, într-adevăr, mult mai puternic poate și mult mai organizat, sistemic, suntem cupleșiți de anumite patimi. După aceea, încrederea în propriile puteri, încrederea în sistemul pe care îl generăm. Și spunem, noi l-am generat. Suntem Dumnezei acestei lumi, pentru că am făcut o lume, cum nu odată li se spune celor la Silicon Valley, tinerilor extraordinari capabili, geniali, mulți dintre ei, sunteți Dumnezei acestei lumi. Pentru că voi faceți un mediu și vedeți cu ochii voștri, voi vedeți cu ochii voștri cum în câțiva ani de zile miliarde de oameni sunt conectați în acest mediu. Deci sunteți Dumnezei acestei lumi, noi lumi, în care îl corectați pe Dumnezeu. Dumnezeu rămâne undeva ceva foarte perimat. Îl corectăm. Facem o altă lume și facem un alt om. Și din acest punct de vedere, evident, nu e ușor. Nu e ușor să omenește vorbind. Am spus că vă preocupă despre ceea ce afectează pe ceilalți oameni. Vă frumos să vă uitați în jur. Poate nu vă vezi mai în numele meu. Dar e târziu, suntem obosiți. Da, terminat. Îmi cer scuze. Poate sunt singur, ți-am făcut. Da. Am terminat. Îmi cer scuze. Poate voi să scrieți în articol, sau nu știu. Dar... Să ne spunem de ce, să aveți lucruri importante de spus. Dar... Am venit să ascultăm, în primul rând, pe domnul Părinte Iuschim. Da. Vă mulțumim mult. Mulțumim și Părintele Iustin că ai insistat să mulțumesc mai multe. Chiar vreau să vă mai întrebe ceva. Dar poate vă invită Părintele. Dacă aveți ceva de reproșat, mie să reproșat, eu aș sta să vă ascult pe domnul Lemini în continuu, până mâine și nu vă mai interesa nimic altceva. Atunci eu am insistat și pe a doua întrebare și eu sunt vinovat pentru ce v-a oferit. Nimeni nu este vinovat, da, Părinte. Ce... Nu suntem pregătiți să primim informația la acest moment. Eu vă zic așa, cum mă defineam acum eu pe mine, în raport cu cele prezentate aici de domnul Armeni, definiția care mi-a dat-o în sinea mea,
Păi, următoarea. Sunt o maimuță. Asta. O maimuță vorbitoare. Acum, referitor la... la depășirea acestor situații, cu siguranță că e foarte bună problematizarea și cunoașterea lor, dar nu așa depășim. Asta trebuie să fie, să cunoaștem, dar nu e suficient ca să depășim, ca să devenim, până la urmă. Cum ajungi fotbalist? Stând și tot studiind la infinit fotbalul, studiind tot făcând așa, ajungi tu fotbalist vreodată? Nu ajungi. Mergi frumos acolo la juniori, de unde ești, este un antrenor acolo și te apuci de treabă. Și știe la teorie, mai multe decât știi tu, și cunoaște problematizarea, așa, nu-i cazul. Știți? Este și o ispită, să zicem, sau o depășire, o lipsă de măsură a problematizărilor. Acum, sigur nu-l vată mai pe domnul Lemeni asta, pentru că le poate gestiona foarte bine. Dar îi depășim prin angajare, mai concret. Nu atâta prin problematizare. Uitați-vă la Sfinții Părinți, ce model ne-au dat? Veneau ucenice să facă călugări acolo. Da? Păi... Și atunci se făcea școală. Ce credeți că era? Nu știau. Chiar așa erau de înapeață. Cu toate astea, intrau direct într-o practică. Nu făceau studiul religiilor și alea, și comparativ, și să vadă, să se înțeleagă cât mai bine la nivel cerebral. Ortodoxie. Nu. Până. 50 de metani, saltire, aia. Angajare vie, concretă, imediată. Asta te modelează. Deci, noi acum teoretizăm, proiectizăm foarte mult în defavoarea creșterii, a devenirii, a angajării. De asta, mănăstirile, cât mai simt ele, cum mai sunt ele, cum mai pâlpâie ele, cât de cât pe acolo, sunt cât de cât un reper. Că vă puteți orienta așa, ușurel, vă puteți orienta după ele, să vedeți cum vine partea practică, existențială, teoretică, așa mai departe, cum fac un întreg din tot ce înconjoară, din toată viața. Dar așa, eu așa cred că așa actualizăm totul prin angajare. Angajare imediată. Angajare, asumare concretă, vie a credinței noastre. Nu înseamnă că te întorci și că abordezi foarte simplist. Nu. Că intri în realitatea ei, a puterii ei. Prin angajare, prin asumare. Poate îl pomenea domnul Lemeni pe Părintele Stăniloae, cel mai mare teolog al tuturor timpurilor noastre românești. Bun. Dar făcea vreo 600 de metane pe zi. Dar timpul ăla putea să facă studii teologice. De ce să facă ta mișcare fizică acolo? Nu. Deci aveau rostul lor. Toate și-au locul lor și rostul lor. Cumva, chiar dacă lumea s-a schimbat, nu e învățătura Sfinților Părinți și procedurile care ni le-au recomandat și ascetica, consecrată, până la urmă, nu a devenit inactuală. Este actuală indiferent de contextele noastre. Și are răspunsuri, și are puteri, și are pentru orice nivel de problematizare a noastră. Angajarea noastră în credința noastră răspund la tot, pentru că ne angajăm în a-L cunoaște pe Dumnezeu, ne unim cu Dumnezeu care e infinit. Nu putem noi să repuizăm niciodată cu problematizarea noastră. Dar să nu renunțăm la angajarea vie, concretă, imediat. Una e să tot citești despre rugăciunea inimii și alta să zice. Una e despre, alta e într-o. Noi preferăm mult să fim în zona despre, pentru că e mai comod. E mai comod să fii tot, să fii despre aia, despre aia, despre aia, dar să nu fii întru. Însă, întru e puterea și viața. Acolo e veșnicia. Da,
E târziu și valabil, cred și pentru mine, că e târziu și trebuie să-i gândesc și la voi, într-adevăr. Noi vă mulțumim și ne bucurăm că am fost în seara asta împreună. Nu știm dacă program mai este și altceva. Dacă nu, poate zicem o colindă și mergem către casă. Cu ajutorul Domnului. Să vină la voașa să ne colindați. Mulțumim!